Cartea 1 Împărați, capitolul 2, citim câteva versete de aici, la pagina 356. David se apropia de clipa morții și i-a dat îndrumări fiului său Solomon zicând: eu plec pe calea pe care merge toată lumea, întărește-te și fii om. Păzește poruncile Domnului Dumnezeului tău, umblând în căile Lui și păzând legile Lui, poruncile Lui, hotărârile Lui și învățăturile Lui, după cum este scris în legea Lui Moise, ca să-i izbutești în tot ce vei face și ori împotro te vei întoarce, și pentru ca Domnul să împlinească următoarele cuvinte pe care le-a rostit pentru mine: dacă fiii tăi vor lua seama la calea lor, umblând cu credincioșie înaintea mea din toată inima lor și din tot sufletul lor, nu vei fi lipsit niciodată de urmaș pe scaunul de domnia lui Israel. Știi ce mi-a făcut Ioab, fiul Țeruie, și ce a făcut celor două căpetenii ale oștirii lui Israel? Lua Ner, fiul lui Ner, și lua Masa, fiul lui Eter. I-au omorât și a vărsat în timp de pace sânge de război. Și a pus sânge de război pe cingătoarea cu care era încins la mijloc și pe încălțămintea din picioare. Fă după înțelepciunea ta și să nu lași ca pielii lui cei alb să se poboare în pace în locuința morților. Să te porți cu bunăvoință cu fiii lui Barzilai, Galaaditul, și ei să mănânce la masă cu tine, căci tot așa s-au purtat și ei cu mine, ieșindu-mi înainte când fugeam de fratele tău, Absalon. Iată că ai lângă tine pe Shimei, fiul Gherea, Beniamitul din Bahurim. El a rostit împotriva mea mari blesteme în ziua când mă duceam la Mahanaim. Dar s-a pogorât înaintea mea la Iordan și i-a jurat pe Domnul zicând: nu te voi omorî cu sabia. Acum tu să nu-l lași nepedepsit, căci ești un om înțelept și știi cum trebuie să te porți cu el, să-i cobori pirii albi sângerați în locuința morților. David a adormit cu părinții lui și a fost îngropat în cetatea lui David. Amin. Vă rog, eu reocupați locul meu. Nu-i ultima seară când suntem împreună. Uitându-mă la atmosfera frumoasă, la părtășia binecuvântată care am avut-o, am adus aminte de o cântare care o cântam noi în copilărie: ce bine printre voi, iubițe și drage sufletului meu. Iubirea voastră în mine arde alături de-a lui Dumnezeu. Întâi de El, apoi aproape, mereu mi-e dragostea de voi. Hristos și voi ne-ați fost pomoară în lumea asta de nevoi. Și apoi spunea corul: corul, fiți binecuvântați, surori iubite și voi frați. Să spunem și a doua strofă. Amin. Ce bine când la despărțire sunt petrecut cu drag de voi. Ce bine când iubirea voastră mă întâmpină venind înapoi. Amin. Dar nu mai știu dacă vin înapoi. Știu doar că ne despărțim. S-ar putea pe unii din voi să nu vă văd niciodată și doresc pe toți Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Am citit câteva cuvinte și din textul pe care l-am citit, am trei gânduri să împărtășesc cu dumneavoastră. Sunt gânduri importante, întrucât sfaturile acestea sunt date de împăratul David în clipa când s-a apropiat să plece de pe pământul acesta. Este la noi, la români, o vorbă că o lăsat cu limbă de moarte cineva și dorința aceea lăsată pe patul de moarte trebuie împlinită. David ajunsese la Hotan. Acesta e un sfat dat pe Hotan. Și e foarte important. Știți, există hotare care limitează spațiul. În Geneza 31-49, versetul, doi oameni stau de vorbă. Acolo în pustie adună o grămadă de pietroaie mari, o numit grămadă asta Mitzpa. Și i-a spus că veghere. Și îi spunea la banul Iacob așa: uite, acum noi ne despărțim. Dacă ne pierdem din vedere unul pe altul, să știi că Dumnezeu veghează. Amin. Dacă vei asupri nevestele mele, dacă vei lua altele, și de acolo multe recomandări la ginele său, la Iacob. Și din momentul ăsta s-a despărțit și a spus: mobila asta va sta ca mărturie.
că eu noi vinem la tine și tu n-ai să vii la mine să ne faci rău. Era un hotar acolo. Eu îmi spunea așa, dacă tu omului ai numărat zilele și lunile și ani, și dacă i-ai pus un hotar pe care nu poate să-l treacă, este hotar în spațiu, este hotar în timp. Diagrama asta în care ne-a așezat Domnul pe cele două coordonate, spațiu și timp. Și acum când David ajunge la capătul vieții, la hotarul să plece în lumea cealaltă, stă de vorbă cu feciorul sau cu Solomon și îi dă câteva sfaturi. Primul gând care l-am din pasajul citit, e legat de soarta omului pe pământ. Pentru că vine Scriptura și spune, David a zis, eu merg pe calea pe care merge toată lumea. În înțeles fizic, nu duhovnicesc, sunt două căi. Așa cum spune Ieremia 21 cu versetul 8. Îți spun înainte două căi, calea vieții și calea morții. Cine rămâne aici în cetate, o păși pe calea morții, că va muri. Cine coboară în Babilon, va avea ca pradă de război în viața lui. Fraților, din clipa când noi ne-am născut și am venit în lumea aceasta, noi începem să pășim pe calea vieții și pășim până ajungem așa ca David, căruia i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta. Și de pe calea vieții mai faci un singur pas și pășești dincolo pe calea morții. Ce trebuie să știm noi despre calea vieții este că inevitabil calea asta se sfârșește. Pentru că Dumnezeu îi spunea lui Adam că din pământ ești luat și în pământ te vei întoarce. Într-o zi vei sfârși și tu alergarea. Când moare omul, nu știm că Biblia spune prin Psalm, tu întorci pe oameni în țărână și ne zici, întorceți-vă fii oamenilor. Cât de lungă e viața mea, nu știu. S-ar putea cu unii din voi să mă întâlnesc, iar pe alții să nu vă mai văd niciodată. Am participat la zici, poate sute de predică și înmormântări. Cineva m-a sunat un prieten de-al meu, frate, Dragoș, vin la o mormântare la mătușa mea. Și am întrebat, dar câți ani are? 106 ani. Altă dată eram în satul Știrbăț, predicam o mormântare și am întrebat pe prezbiteră, câți ani are sora? Și a trecut de 103 ani. Am participat la astfel de mormântări. Dar am participat și la mormântări la copii de câteva zile. Am participat la mormântări la care n-am știut ce sunt predic. În satul Voitinel, într-o duminică după amiază, trei fete tineri mergeau pe șosea la adunare și un băiat de vreo 17 ani care n-avea permis, dar era la volanul mașinii, mergea cu mașina, dar băiatul era vecin, gard în gard. Și-o vrut să-l ispire. Și-o tras așa volanul să-l ispire. Dar nu mai putut să-l îndrepte. Și pe prima de acolo, o lovit-o și-o murit pe loc. Am fost la privet, am fost la mormântare. Ce are importanță, ce-am predicat, parcă ce puteai să predici. Și am predicat acolo, eu mi-aduc aminte acum, da, că Petru și Ioan fugeau amândoi la mormânt, dar Ioan a ajuns înainte. Și a spus că mersul nostru, toată alergarea noastră din Austria de aici, de fapt e o alergare spre mormânt. Și interesant că Ioan, mai tânăr, a ajuns primul la mormânt. Câteodată aleargă și ajung la mormânt, ăia tine, înainte la ea bătrâni. Mi-aduc aminte, odată am predicat la o mormântare din satul Pătrăuți de Zugeava. Am predicat acolo eu și cu fratele Ghiță Ciobanu. Era corul de la Ițăcan, un cor care cântă bine, un cor mare. Și când s-a pus problema ca să iei trei sicrii din casă și să le pună pe mașină, să ducă spre cimitir, să invit acolo în vărmășală. Era un băiat de 27 de ani, o fată de 15 ani și o fată de 13 ani. Au plecat într-o călătorie nevinovată. Îmi spunea cineva, frate Dragoș, n-avea viteză. Băiatul ăsta mi-a spus, haide să vă plimb un pic cu mașina, că și-o cumpăram mașină. O intrat într-un pod și cum o îngăsuit Dumnezeu, tăți a murit. Și când
se punea problema să iei zicriile. Și când tata, oprins de zicriu, și-o striga cât ce putea el, Alexandra, ce ți-am făcut de pleci la 15 ani din casa mea? Tot corul ăla zicam la care o comandă, o tăpurnă a pus să cânte. Trebuie să început să plângă. Unii trăgeau de zicrii în voce, unii trăgeau de zicrii în conul, până la urmă ne-au pus toate trei pe mașină, eram acolo. Când plecăm de-a lumea asta, nu știu. Voi sunteți mare parte tineri, odată eu mostram o adunare din diaspora și le-am spus, ne-ați confiscat binecuvântările de copii și nouă ne-ați lăsat privechiurile și mormântările. Voi aveți aici copii, aducem la binecuvântare și părinții voștri și bunicii voștri, îi mormântăm noi acolo în România. Dar știți că pot pleca așa alții tineri? Am avut probleme, am avut cazuri, am avut fete, am avut băieți care au murit în floarea vieții, studenți la medicină, loviți de cancer. În orașul Botoșani, în jumătate de an, au îngropat 6 fete tinere din cor. Și mi-aduc aminte că un păstor de acolo, un prieten de-al meu, aproape că s-a certat cu Dumnezeu. A spus, Doamne, chemăm fanfara, trece prin mijlocul orașului. Ies oameni la firească și întrează cine, încă o pocăită tânără a murit. De ce gânduitul astea? Eu sunt aici să vă spun că asta e soarta noastră pe lume. Că toți care am venit în lume, toți plecăm. Că statisticile sunt crude. Nimeni nu trăiește veșnic pe pământ. De aceea, primul gând e legat de soarta noastră pe pământ. Dacă am meditat la lucrurile acestea mai mult, ne-am gândit la ele mai mult, am fi mai pocăiți. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Și apoi pe calea asta vieță trecem pe calea morții. Mai facem un pas. Și ce trebuie să știm noi despre calea morții? În primul rând, este un drum sau o cale universală. David spunea așa, eu, fiul meu, mă duc pe drumul, pe calea care merge toată lumea. Eu câteodată îmi făceam așa o socoteală, când eram copil mic, la toate casele din ulița noastră erau bătrâni. Unii mutilați de război, alții mai în putere, alții mai slabi. Îi știu pe toți bătrânii de pe uliță și nu mai este niciun. Acum am ajuns eu printre bătrânii de pe uliță, am ieșit de 3 ani și ceva la pensie, știți? Și nimeni nu rămâne aici, nici comandanți de oști, nici savanți, nici analfabeți, ignoranți, toți care se nasc pe pământ, toți pleacă. Și David asta îi spune, fiul meu, eu mă duc pe calea pe care merge toată lumea. Într-o zi, am să aud despre tine că nu mai ești. Sau într-o zi, ai să auzi tu despre mine că nu mai sunt. Au fost în țară, predicator cu care m-am cunoscut, prieteni, i-am vizitat când erau bolnavi, un frate din Moise, în Luca, un Gicu Stan sau un altul, de care zic eu, Dumnezeu mai avea nevoie. Dar nimeni nu rămâne aici. David spunea, eu merg pe calea pe care merge toată lumea. Și se moare și în România, se moare și în Austria, se moare și în Australia, am fost acolo, o țară străiește foarte bine. Dar măcar că se trăiește așa de bine, există acolo spitale, am întâlnit mult bolnavi. E adevărat, spitale foarte moderne, puse bine la punct. Am ajuns odată la un spital din acesta, la cineva, la un frate, ne rugăm pentru el. Dar la alăturea era un fost amiral. Era camera lui plină cu insigne și cu medale. El încerca să se țină demn, că el fusese amiral, dar avea Parkinson. Și mă uitat cum îl hrănea un asistent, îl ținea cu mână de barbă și alta îi turna cu lingura. Și a spus, ala la amiral. Și ce dacă ai fost amiral? Vine vremea când se apropie din moarte și când nimeni nu mai are ce să-ți facă. Ce trebuie să știm noi despre calea asta a morții, este o cale universală pe care merg toți oamenii. Mă voi duce și eu, te vei duce și tu. Pregătește-te pentru aceasta. Eram în America cu un grup de frați și acolo oamenii stau bine, materialul stau foarte bine.
Și întotdeauna veneau, frate, de asta e casa mea, asta e mașina mea, asta e. Și eu aveam un prieten care, după ce oamenii și arătau tot ce au, le puneau întrebare. Mormântat unde e? Aici, în America? Sau vrei să mergi în România? Și așa rămâneau oamenii surprinși. Ei nu se gândeau la asta. Și David le spune, eu merg pe calea pe care merge toată lumea. Ce-ar mai trebui să știm noi de calea asta? Că ăsta e un drum cu sensul. Știți când băiatul celălalt al lui David era bolnav, David postea, plângea, nu și-o spăla față, o luat atitudine smerită, sta trântit cu fața la pământ. Și la un moment dat, fiul sau băiatul ăsta a murit. Și slujitorii vorbeam între ei, cine are curajul să-i spună? Cum să-i spune lui David că a murit băiatul? Și el a prins de veste și a întrebat, a murit? A murit. David s-a ridicat, s-a aranjat, s-a luat spate, s-a mâncat și întreabă, oameni, măi, ești ciudat, împărate. Ce cu atitudinea asta, da? Măi, cât trăia, mă gândeam că Domnul vindecă. Dar dacă acum a murit, eu la el mă voi duce. Dar el la mine nu o să mai vină. Ăsta e un sens unic. Un proces ineversibil. Noi toți plecăm de aici, plecăm în partea cealaltă. Dacă am putea veni înapoi în viață, dacă am putea veni înapoi să mai colectăm ceva, poate ar fi bine. Dar treilea lucru care trebuie să-l știm, în Evrei 9:27, parcă spune așa. Și după cum oamenilor este rânduit să moară, o singură, da. Știți că am un prieten care a dat de permis de 6 ori. Și-a luat permisul și merg cu el în mașină. Am un prieten care vrea să merg în America. Și când mie mi-a pus viză, m-a rugat pe fratele Mitică Fedor, un bun recitator. Mitică, tu te să-ți pun în viză să mergem amândoi. Frate dragul, am fost la ambasada Americii până acum de 18 ori. Și nu mi-a pus viza. I-a spus, măi, tu te-a 19 oară, spune că mă cunoști pe mine. Și s-a dus și eu pus viză, dar nu de ce. Și am plecat și mi-am bucurat acolo. Dacă ai picat la un examen, nu mai e o dată. Dacă ai avut o problemă, să repet încă o dată. Dacă ai pierdut trene, vine alt tren. Dar de murit, mori o singură dată. Și dacă nu știi să mori, e o problemă. E așa cum spun arderele, îi baie cu tine. Și atunci trebuie să ne învățăm să murim. Noi învățăm să trăim, dar învățăm să murim. Amin. Pentru că murim o singură dată și după cum omul îi da să moară o singură dată și după aceea vine judecata. Dincolo urmează judecata lui Dumnezeu. Poate bine să știm lucrurile acestea. Poate ar fi interesant să știm de starea noastră, starea pe care o au oamenii la moarte. În Samuel, capitolul 5, versetul 11, vorbind de pedeapsa lui Dumnezeu venită peste cele 5 cetăți, spune că groaza morții i-a cuprins pe filisteni. Dumnezeu i-a lovit cu bubii la șezut din pricina chivotului pe care ei l-au luat în război. Și Biblia spune groaza morții. Dar noi nu ne temem de moarte, frate. Să temi careva de moarte? Odată călătoream cu avionul de la Iași la Atena și în avionul acela erau cam vreo 30-40 de medici. Medici cardiologi mergeau la Atena, era o întâlnire mare europeană. Eu m-am suit normal în avionul meu și numai ce au decolat avionul și am văzut așa mare vânjoleană pe lângă o doamnă doctorică, o vânjoară, nu știu ce era gravidă. Avusesc un atac de panică. Dom'le, n-ai văzut om așa speriat. Nu zbura niciodată cu avionul și ăștia toți erau medici. Unul mângâia, unul îi dau o pastilă, unul îi aducea apă și i-a tremurat tot, te credeai că moară. Și ăștia la urmă, câte urmă, au plecat, au lăsat-o să tremură acolo în scaun, m-am dus în înviază, permiteți, că era loc liber. Nu mai sta nimeni în via. Da, Domnul, am stat de vorbă cu ea, s-o liniștit, i-am vorbit de moarte, de viață, de Dumnezeu, de multe. O aterizat la Atena și m-a întrebat, Domnul, nu vă spărați, când zburați înapoi? Poate nimeni nu mi-a rășit. Și era diferență doar de o zi. Nu știa cum să facă fata, mi-a dat numărul de telefon, vine în Iași. N-am ținut nici numărul, nici nu m-am dus.
Dar așa să te tem tu de tare de moarte. La Filistei spune că groaza morții o cuprins pe oamenii ăștia. Dar noi n-am zis teamă de moarte. În Pilde 14:32 spune că cel neprihănit la moarte are nădejde. Să ne dea Domnul nădejde. Amin. Să ne pregătim pentru asta. Și Pavel spunea fapte 20:24. Eu vreau să-mi sfârșesc calea cu bucurie. Așa de mult dorim că nu îngăta cu viața noastră de aici. Să plecăm cu bucurie din tot. Am cunoscut oameni care au știut clipa morții. Care au știut când mor. Pe tată fratele Octavian, pe moșul Jean, era un proroc, presbiter, om cu dar de vindecare. Îl vizitau frate și la un moment dat, unui grup de tineri, el le spune, măi, eu trebuie să plec. Vedeți, băiatul ăsta, de două zile mă așteaptă și acum trebuie să mă duc cu el. S-a plucat moșul Jean, seara, mâna sub cap și așa l-au găsit dimineața, mor, dormea liniștit. Unii au sfârșit cu bucurie alergare. Tu când vei pleca din Austria și vei pleca de pe pământul acesta, vei fi plin de bucurie? Că Pavel spune pentru mine a trăi în Hristos, iar moartea e un câștig. Să ne ajute Domnul să gândim așa, amin? Primul gând care l-am avut din textul acesta care l-am citit e legat de soarta noastră, de trecerea noastră de aici dincolo. Fraților, surorilor, s-ar putea cu unii din voi să mă mai întâlnesc, cu alții să nu mă mai întâlnesc, dar să ne dea Domnul bucurie în clipa când plecăm. Să ne dea Domnul nădejde în clipa când plecăm. Că eu la un moment dat spunea, când în întuneric când voi face culcușul, când locuința morților am ca locuință, când strig fermă, tu ești tata meu și voi sunteți mama și surorile mele, mă întreabă unde-i nădejdea mea. Știi ce spun eu? Nădejdea mea se coboară cu mine în groapă. Și ne vom ridica iarăși împreună. Eu spunea, ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Și el pentru mine va fi binevoitor. Să ne dea Domnul nădejdea aceasta. Amin. Al doilea gând care l-am din pasajul acesta e legat de relația noastră cu Dumnezeu. Că David lasă cu limbă de moarte. Lasă pe patul morții în spate la băietul lui și a spus Solomon, tu întărește-te, fii om și păzește poruncile Domnului. Eu plec în seara asta, mulțumesc gazdelor, mulțumim dumneavoastră care ne-ați invitat, care ne-ați primit cu bucurie. Dar la plecarea mea vă spun tuturor, întăriți-vă și fiți oameni. Amin. Păziți legile Domnului. Amin. Și păziți poruncile Domnului. Amin? Amin. Întăriți-vă, fraților, spune cuvântul Domnului în 1 Samuel, parcă, în capitolul 20, versetul 17. Ioanatan a întărit și mai mult față de David dragostea pe care o avea pentru el, căci îl iubea ca pe sufletul lui. Dacă vă fac o urare, întăriți-vă dragostea unii pentru alții. Amin. Prin ce vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei? Pentru că avem corul. Pentru că avem fanfară, nu? Nu. Prin faptul că vă iubiți unii pe alții. Asta e buletinul. Asta e cartea de identitate a unui creștin. Este un om care iubește pe alții. Să ne dea Domnul dragostea asta. Și să creștem și să ne întărim în dragostea asta unii față de alții. Amin. Știți ce spune Ioan 4:19 aceea? Noi îl iubim pe El pentru că El ne-a iubit întâi. Nu așteptați, frații mei, ca celălalt să facă pasă. Ai avut o problemă, s-a rupt ceva din dragostea ta, din prietenia, din relația ta. Du-te repede la El și rezolvă-ți problema. Noi îl iubim pe El pentru că El ne-a iubit întâi. Ăla iubește care are inițiativa. Ăla iubește mai mult care vrea să repare ruptura care a apărut. Și însăși Domnul spunea, dacă aduci darul la altar și știi că cineva are ceva împotriva ta, lasă darul și du-te și te împacă. Amin? Amin. Aici aș avea un scurt comentariu. Și eu slujesc în mai multe biserici. Și la noi e biserică mare. Și tot timpul mă gândesc, oare a fost o secundă din viața mea de pastorație
ca să n-ai pe cineva împotriva mea ceva? Mai ales la o adunare mare. Că nu mai spui la o fată, păi i-a spus ta mai lungă, că e păcat să vii cu picioarele goale. Și te sună mața. Te sună neam, bă, te sună neam, ce ai mai cu fata mea? Tu vii atoană, o vii să o adunam. Și mă întreb, are cineva ceva cu mine? Să vă spun ce mi s-a întâmplat odată. Pentru că vine, mi-a spune, du-te și te-mpacă, dar nu spune de câte ori. Deci eu ce trebuie să fac, mă duc, am inițiativa, mai știu că ai ceva cu mine, frate, hai să rezolvăm așa, frățești. Păi dacă dai peste un pusurgiu din ăstea și un cărcotaș, o să n-ai cum să te faci. În Rădăuți povestea fratele Fănel că era un frate apostol, conducător, și cine avea ceva împotriva lui. Și fratele apostol spune, băi, Fănel, hai cu mine până la fratele să poate ne împărcăm, poate ne iertăm. Și pleacă amândoi acolo și stă de vorbă ăsta. Nu, nu, nu te iert, nu te iert, nu te iert. Și fratele Fănel spune, băi, frate, mă, păi dacă nu îl ierți pe fratele ăsta, nu ești pocăit, mă. Și ăla spune, da, nu-s pocăit. Uite, frate, eu te iert. Dar de acum am cu tine ce am. De ce-i spus că-s nipocăit? Și fratele apostol, când s-a văzut iertat, o luat pânăria și-o plecat. Și-o zic, a rămas, eu să mă iert cu ăsta. Nu, de acum iarte cu ăsta. Fratelor, noi îl iubim pe el, că el ne-a iubit. Putem face noi prima dată pasul? Amin. Nu așteptăm de la celălalt. Și la noi este adunare mare, mare, cu cor, cu orchestre, cu cor bărbătesc, și avem evangelizare, și vine primarul din sat, și el intră la dispensare, și la poliție, și e frumos în adunare. Și avem un postament în fața amborului, pe care se așează copiii unei familii, vreo 4-5, nici fetițe, nici băieți, și stau ei când stau, dar se plictisesc, și încep să se întindă, să caște, și deja nu mai da bine ca aspect, și ca aspect. Și eu mă duc, ne fac loc pe prima bancă de la cor, ne mut niște bani, și eu copii, ia treceți voi aici pe prima bancă. Și mă duc acasă, băi, predicatorii predică frumos, cântărețe cântă frumos, inima mea așa de bucuroasă, ajung acasă, slavă Domnul, primesc un telefon. Frate, dragul ăsta, spune ce e lucru, băi, copiii. De ce e de acolo? Măi, dar n-ai văzut că nu era aspect să uita lumea la dânsă. Așa, nu te vedea pe tine? Asta e problema, că nu te vedea pe tine. Măi, dar cine am făcut? Te-am pus pe prima bancă. Nu trebuie să pui mâna pe dânsă. Duminică e cina. Ia spune duminică cum fac cina. Și eu spun să spun cum fac cina, spune. După ce mulțumesc Domnul, frâng pâinea odată în două, după aia o frâng mărunt și bucă frântește. Acum spuneți, n-ați să facă cina că i-am luat copiii de aici dincolo? No. Fraților, Ionatan a întărit dragostea față de David. Nu căutați tot felul de nimicuri ca să vă certați. Tot felul de pretenții ca să rupeți legăturile. Și dacă ceva se rupe între voi, repede reparați. Noi îl iubim pe El, că El ne-a iubit pe El. Și în Ioan 13 spune, în seara cine, Iisus care știa că de la Dumnezeu vine, la Dumnezeu se duce, și că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta, i-a iubit pe ai săi și i-a iubit, rămâne statornic, amin. Se duce Iacob la Laban și Laban cu gura până la urechi. Intră binecuvântatul tatălui, bine, ce stai la fântână? Și după 20 de ani se uită Iacob la Laban și fața lui numai aceeași. S-a gătat cu dragostea. Eu am o poezie, nu-i din Salm, e din Eminescu, pe care o mai recit așa când văd pe un mic și o mireasă, că se țin de mână la săraca fată zi unghiile albastre. Vorbeam de circulația sângelui. Stau așa ea și mă întreb, dintre sute de catarge care lasă maurile, câte oare le vor sparge vântul, nevadul, nu? De câți mai văd la 60 de ani, ținându-se de mână? Și sunt pe care văd într-o mână cu cârja și într-o mână cu Biblia. Și merg pe ulița Adunării, acolo la noi, la stat. Dar la alții, după o lună, trebuie să te duci, că nepotrivire de caracter. Și la alții am cărare bătute făcute. Și la alții mă duc la unul noaptea cu mașina, l-am clasonat, dar spus, du-te la nevastă, că, uite, tu ai, ești însurat și ai nevastă.
De ce n-ar trebui să rămâni în statul deci în dragoste? Întăriți-vă în dragoste. Amin. Fiți oameni și întăriți-vă în dragoste. Amin. Și apoi în Roman, parcă în 5:8 spune și dragostea lui Dumnezeu stă în faptul că pe când noi eram păcătoși, El a murit pentru noi. Noi n-avea ce iubi la noi. În pustie spune, te-am văzut plină de sfinte. Erai disprețuită, dar eu te-am iubit, spune Dumnezeu lui Israel. Dragostea lui Dumnezeu stă în faptul că noi eram păcătoși, Hristos a venit din cer și ne-a mântuit. Eu scos din mocir, că spuneam Psalmul 4, eu scos din fundul gropii de acolo. Și ne-a iertat, ne-a făcut frumoși, ne-a curățit și ne-a iubit și ne-a iubit până la capăt. De ce ar trebui să aveți grozavi ca vedeți ca să vă iubesc? Că Dumnezeu ne-a iubit în mod necondiționat, n-aveai ce să iubești la noi. Eram păcătoși și El ne-a iubit. Și vine Scriptura și spune, întărește-te și fii om. David și-a întâlnit dragostea față de Ionatan și Ionatan față de David. Să ne ajute Domnul și pe noi. Amin? Amin. Mai dăm în Samuel, capitolul 23:16. Atunci Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat și s-a dus la David în pădure și i-a întărit în credere în Dumnezeu și i-a zis, nu te temi de nimic. Aș vrea să vi se întărească în crederea în Dumnezeu. Amin. Doamne ajută-ne la asta. Deci mai trece prin valuri, vor mai fi boli, vor mai fi necazuri. Să știți că pe biserica Domnului așteaptă necazuri și prigoniri, dar noi nu trebuie să ne temem. Trebuie să avem încredere în Dumnezeu. Amin. Mama mea născută în 1930, a rămas orfană din mamă când avea 6 luni. Și când avea 5 ani, făcea pază la poartă când casa era rugăciune. Și fiind o fetiță de 5 ani, a fugit în bucătărie să ia o bucată de pâine. Și când a ieșit în prag cu bucata, cu turta aceea pâine, casa era înconjurată de jandarm. Și i-a scos pe toți pocăiții din casă și pe bunicul Sârnicul al chema. O vrut să-și iei bocanci în picioare și s-a mutat o smungit. O spus, tu cu Dumnezeu mergi scurt. Și au mers de la Suceava, de la Bosanci, până la Cernăuți, din post în post, bătuți, desculți, pe gheață și pe zăpadă. Au făcut 4 ani și 8 luni de pușcărie. Și îmi spune mama, noi eram 3 care hrăneau frață, dormeam de afară, prin grădină, sătui, flămâns, și după 4 ani și 8 luni, tătuța au venit înapoi. Dar când frații aceștia erau în temnița din Cernăuți, ei se bucurau în Duhul Sfânt și au venit o prorocie și le-au spus, vă voi aduce o clipă de libertate, vă veți bucura cu ferestrele și ușile deschise, iar ție, fâșcule, îți voi da cheile temnițe. Era o nebunie să crezi. Dar când s-a făcut insurecția armată și au întors România armele, a venit guvernatorul temniței și i-a dat la fratele fâșcu cheile și a spus, noi fugim în Germania. Că vin rușii acum contra noastră. Tu dă drumul la tăți pocăiții tăi și dă drumul la tăți când vin să fie pușcăria goală. Ce-o vorbit Dumnezeu s-o împlinit. Și vremea aceea de libertate o avem. Ne bucurăm cu ușele și fereștele deschise. Amin. Nu vreau să sperii pe nimeni. Dar de loc în loc strigă Duhul Sfânt că biserica Domnului va trece prin necazuri și prin goală. Eu nu sunt aici să vă spiri. Eu sunt aici să vă spun, întăriți încrederea Dumnezeu. Că Cel care e Tatăl nostru, e Dumnezeu care guvernează cerul și pământul. Odată un băiat o striga, are nevoie ceva, o striga la tata, tata, oprește-mi soarele. Și tata a oprit soarele deasupra scărorului. L-a oprit deasupra gabaonul și luna asupra voia a scalonului, că eu o să vă trebuie să-i bată pe vrăjmași. Fraților, Cel care e Tatăl nostru e Dumnezeu. Și Cel care are putere, au spus Hanania, Mișael și Azaria, Dumnezeul nostru poate să ne scapă. Avem credința asta? Amin. Și ne va scăpa împărate. Și dacă nu ne scapă, noi tocmai ne închirăm. Mergem la moarte. Mergem în numele Domnului Iisus, întăriți-vă în crederea El. Amin? Amin. Cum ne întărim în crederea El? Păi spune cuvântul Domnului, pildă 22, cu cât cu 5 acolo, că îi întărite prin neprihănire.
atunci când ești neprihănit. Știți ce am constatat? Că unii oameni nu trăiesc acum pocăința. Nu vin la adunare, nu vin la rugăciune, nu vin la repetiție, n-au legătură, dar spune frate, Dragoș, acum e pace. Dar dacă vine o prigoană, toate le vezi și merg cu adunare. Eu le spun fals, n-ai să mai poți. Atunci nu mai poți. Că Domnul spune că unde e comoara ta, acolo și inima ta. Stam de vorbă odată cu un frate, de o casă grozavă, făcută. Și el spune, o vie, frate, Dragoș. Nu mi-e lipit de inima de loc de ea. Nu am nimica. Și cum stam de vorbă cu el, era o vreme de ploaie, trece Domnul un puștan cu viteză, calcă într-o parte și stropește carul. Și îmi spune, băi, nătărâi ăsta, de ce viteză? Uite, băi, dar, bă, ce? Bă, dar nu mi-e lipit de inima de carne. Lasă-mi să carce. Dar trebuie să-mi murdărească, astea stropește. Când vreme de libertate și face plin, și în vreme de strântorare te duci repede, nu se poate asta. Să ne dea Dumnezeu puterea să avem părtășire cu frații Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului că se întărește prin neprihănire. Romani 4 cu 20 vorbea, dar a fost întărit în credința lui. Adică credința e aceea care ne întărește. În Efeseni 3 cu 16, întăriți-vă în omul dinăuntru prin Duhul și să ne dea Dumnezeu tăria aceasta. Și mai am o întrebare. Ce facem noi cu tăria asta? Noi ne întărim. Și aș vrea să fim, de exemplu, întăriți și să fim tari. În Fapte 18 cu 24, o văzut Acuina și Priscila că a venit un om cu numele de Apolo, avea un duh înfocat, și era tare în Scriptură. Dacă aș dori ceva de la voi, este să rămâneți tare în Scriptură. Amin? Amin. Pentru asta cercetați Scripturile. Amin. Vă rog frumos, cercetați Scripturile și fiți tari în cuvânt. Eu m-am predicat cu ani de zile în urmă, m-a smerit Dumnezeu și mi-a dat o lecție care mai țin în minte cât mai trăiesc. Eram în adunarea de Șchirbăț, am predicat poate o oră despre lumină și întuneric. Era subiectul dat. Și am citat 10 de versete, că Duhul Sfânt le aducea aminte. Mai era 10 minute, până la 12. Fratele Radu Vruțu se ridică, spune, să ne vorbească și fratele Sacaliuc. Se ridică un bătrân, atunci avea 84 de ani, la 92 de ani a fost la el la mormântare. Se ridește cu patru perete și începe să predice și spune, fratele Dragoș, a vorbit de lumină și întuneric. Dar rog frumos să mai citească din Zefania. Îmi spunea capitolul din Genesa, acum citește din Apocalipsa, mi-au dat în minte așa pe 20 ceva de versete. Nu asta m-a mirat. Știți ce m-a mirat? Când au spus, voi mă cunoașteți pe mine, Sacaliuc Ștefan îl chema. Am 84 de ani și de mai bine de 40 de ani sunt orb și nu zăresc nici o geană de lumină. Când au ieșit pe ușa adunării, soția mergea de mână, eu i-am spus, pacea Domnului, frate Ștefan, pacea Domnului, de câți ani nu vezi? De vreo 40 și ceva de ani, mi-a spus el. Mai am o întrebare. De unde știi așa de bine Biblia, frate? Și el spune, frate, în ziua în care a rămas orb și mi-am dat seama că voi rămâne toată viața orb, am făcut un legământ cu nevasta. Terminăm treaba mai repede și în fiecare zi citești o oră din Scriptură. M-am dus în mașină, am pus capul pe volan și am plâns. Eu am dicționar, am concordanț, cărți cu schițe, trebuie, ce vreți voi. Dar la omul ăsta îi citea nevasta o oră de Scriptură fiecare zi de 40 de ani. Frați care vedeți bine, cât citiți voi în Scriptură? Sorori, voi cât citiți în Scriptură? Încă atunci când vorbeam de dragoste, când am predicat de dragoste, spune că iubim numai cu vorba și cu limba, ci cu fapta și cu adevăr. Mai sus spune, dacă înveți pe fratele tău în necas și nu-i dai nimic, cum stă în tine dragostea de Dumnezeu? În Psalmul 108, te iubesc, Doamne, e normal, e corect și bine ca dragostea să o ai la nivel declarativ. Nu-i păcat să-i spune la nevastă ta, te iubesc. Și nu-i păcat să-i spune la bărbatul, te iubesc. E normal. Și la Dumnezeu spunem, te iubesc. Dar numai atât. Spune cu fapta și cu adevărul. Cum ar fi să iubesc pe nevasta cu adevărul? Povestea odată un frate în vârstă, un frate păstor,
O vin nevastă la el și-o cumpărat o rochie nouă și se învârtea așa în jurul lui și spunea, ia spune-mi, dragule, îți stă bine? Și omul ăsta pune ochelare cu ochi și uite îmi spune, îți stă bine. Îți stă prea bine, dă-o repede jos. Asta să o iubești cu adevăr, nu? Când vezi că nevasta vine cu minejul la adunare, tu nu vrei și pe ea mântuită? Nu vrei și pe ea în cer cu tine? Îi spun, mă, nevasta, aici e casa Domnului, măi. Aici e pe adunare. Odată am predicat de asta într-o adunare și cineva mi-a spus, frate dragul, dar nu te scrie nici tu, nu predici tu. De picioarele astea boare. O, Ieremia 2:24. Mă doriți să-l bate că de prinsă cu pustia, că de prinsă la prinderea poptelor. Toți care o caută nu e voie să se dească, o găsesc în vremea ei. Nu-ți lăsa picioarele goale, nu-ți uscar de trejul de sete, dar tu zici degeaba. Eu iubesc Dumnezeu străin și vreau să merg după ei. O să scrie așa? Și a spus așa, scrie. Când spune în Biblie, nu-ți lăsa picioarele goale. Și tu vei picioarele goale în adunare. Dar eu iubesc pe nevastă, spune nevastă, eu vreau un cer, dar te vreau și pe tine în cer. Sau când vezi că bărbatul se uită sâmbătă seara la meci sau la film, închide și dă-i Biblia, măi omule, poate te pune două mâini la un demn de rugăciune, ce ai să-i spui? Cât a fost corupt? Ce ai să-i spui tu? Ia închide tu televizorul, ia închide internetul și pune mâna pe Scriptură. Că eu te vreau în cer lângă mine, acolo te vreau. Eu, tu și copiii care mi-au dat Domnul. Amin? Amin? Asta înseamnă să iubești și cu adevărat. Să ne ajute Domnul în aceasta. Amin? Amin. Rămâneți tare în Scripturi și Dumnezeu să ne ajute. Amin. În 2 Petru 1:12 vă scriu aceste lucruri măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl cunoașteți. Rămâneți tare în adevăr, frate. Întăriți-vă, fiți oameni și fiți tare în adevăr. Nu vorbesc de minciună, astăzi vorbesc de adevăr. Vine vremea când trebuie să cunoști adevărul, da? Dacă rămân în voi cuvintele mele, veți cunoaște adevărul. Vine vremea să proclami adevărul, să spui adevărul, vine vremea să trăiești adevărul și vine vremea să apere adevărul. Țarul 4 știți, la 4 în jos, război lichitează, să uite carul tău de biruință, încinge salva, podoama și slava, fii biruitor, apără adevărul, blândețea și neprihănirea și dreapta ta să strălucească prin isprăvi blândate. Apărați adevărul și în adunare. Apărați adevărul și în familie. Fiți tare în adevăr. Amin? Amin. În Roman 15, acolo spunea un verset, măcar că știți aceste lucruri și sunteți tare în nădejde, versetul 13. Trebuie să fim tare în nădejde. Și nu arăt alte domenii. Dar o recomandare. 15:1. Pentru ce ne trebuie nouă tărie asta? David îi spune frumos, întărește și fii tare. Și eu am spus ce să întărim și domeniile în care să fim tari. Dar pentru ce să fim tari? Păi noi care suntem tari, suntem datori să râdăm slăbiciunile și de-aia să fim tari. Atâția slavă sunt în adunare, atâția slăbiciuni sunt în adunare și eu mă rog, Doamne, dă-mi tărie să-i pot răda. Nu stare să intru în comitet. Nu stare să fiu ordinat. Astea slujbe de Domnul. Eu am nevoie de tărie ca să vă rapi voi. Și voi aveți nevoie să mă răbdați. Încă puțin, nu mai aveți mult de răbdare. Ce facem noi cu tăria asta? Două lucruri. Îi răbdăm pe cei slabi. Când o adunare, eu nu-ți fac o probă. Dați-mi două foi de hârtie și facem două tabele. Fiecare să scrie. Unul cu tabelul cu tare și unul cu tabelul cu slab. Tu pe care tabel ne scrie? Ei, dar cei tari, noi suntem tari, îi răbdăm pe cei slabi. Și al doilea lucru, nouă ne trebuie putere, ne trebuie tărie ca să luptăm împotriva diavolului. Să ne ajute Domnul. Amin. M-am gândit să acest al doilea gând să rămân aici. Din textul care l-am citit, am vrut să vă spun ceva de soarta omului de pământ. Noi plecăm de aici, plecăm dincolo. Al doilea lucru, e legat de relația noastră cu Dumnezeu, Solomon. Întărește-te, fii om, păzește legile, poruncelor, înduirile și învățăturile Domnului. Al treilea gând care l-am din textul citit este acela că există o răsplată pentru fapte. Și David
îi atrage atenția lui Solomon și vrea să îi inducă în mintea lui gândul ăsta și cerându-i lucrurile astea spune Solomon, toate faptele trebuie într-un zi judecate și răsplătite. Asta vreau să vă spun. Ceea ce facem noi aici, într-o zi ne întâlnim cu ele. Fie că facem bine, fie că facem rău. Sunt exemplele lui Ioan. Un Ioan care amână într-un fel unificarea împărăției. Ca Amasa a răspuns lui David, strâng tot Israelul și pe tine te pun împărat. Dar Ioan totuși l-a omorât pe Amasa, folosind viclenia. Îl prinde de barbă, sărută, pace și cu mâna cealaltă îi dă afară mărutaie. Nu de mult a predicat despre viclenie. Care, de ce practică oamenii viclenie? 1, 2, 3, 4, 5 puncte. Nu intrăm în amănuntele astea. Dar Ioan, fiul țelui, și-o apăra slujba prin viclenie. Trece peste porunca împăratului. Și David spune un lucru. O adus sânge de război în vreme de pace. Acum, voi vă bucurați de pace aici în adunare și dea Domnul să vă bucurați. Amin. Nu aduceți voi, nu vărsați voi sânge de război. Nu fiți aha război, nici că nu trebuie. Și spune că a pus sângele ăsta pe cingătoare și pe încălțăminte. Cingătoarea e adevăr, încinși cu adevăr. Dar știți dumneavoastră că adevărul fără dragoste e crud? Adevărul fără dragoste e crud. Rău, eu am spus adevărul. Voi, dar puteți să-i spui cu dragoste. Puteți să-i spui cu dragoste. Dar și dragostea fără adevăr o luăm cu tătul ăla, să știi. Numai dragoste, dragoste, dar lăsăm, neglijăm adevărul. Astea trebuie să fie în proporție 8, de așa. Și dragoste și adevăr. Omul ăsta a pus sânge de război. El a mânjit cingătoarea. Și a pus sânge de război pe încălțăminte. Încălțămintea e râmna Evangheliei păcii. Dar sunt unii care au râmnă și nu au pace. Ei spune de râmnă, da, e în dreapta și în stânga, dar pace n-a. Și un frate spunea că la o măsură de râmnă trebuie măcar două de pricepere. Nu știu dacă l-a spus cum dumneavoastră de fratele Tanța de la Cluj. Era un om cu multă râmnă. Și predica în Cătămărești, era o noapte de veche, predica în Cătămărești. Și avea un fel de mai se manifesta. Aici în spate era fratele Cotrăuțanu, fratele Popovici cu fratele Găină, trei păstori, vechi, bătrâni. El spunea, fratelor, am fost undeva la rugăciune și Domnul mi-a spus că am râmnă, dar mai trebuie pricepere. Și adunarea râdea și ăștia râdea. Dar îi spune, dar ăștia n-am nica. Eu tot am una bună, știți? Fraților, s-ar putea numai cu multă râmnă, dar fără înțelepciune să facem probleme în adunare. Râmnă a Evangheliei, dar nu o Evanghelie a păcii. O Evanghelie a încredințărilor mele. La voi în diaspora ai probleme. Pentru că unul vine de la noi din Bosanci, unde adunare foarte conservatoare. Toate surorile sunt cu patic legate în față așa, deci o fetiță de două luni nu vine altfel, nici sora Iliana Turcu din 94. Și miresele tot așa vin. Și nu se dau flori în adunare și femeii nu spune poezii și nu se fac fotografii. Suntem o adunare mare, știi? Să vă mai spun și altele, nu? Nu vă mai spun și altele. Că nu m-ai chemat la voi. Ei, dar unii vin de la Brașov, unii vin de la București, unii mi-e Sclujeni, alții mi-e Solteni și v-a adus Domnul pe toți aici. Cum rezolvăm noi problema asta? Că unii au râvnă, dar nu Evanghelia păcii. Eu apăr încredințările mele, știi? Și acum vine Pavel și rezolvă magistral problema încredințării. În Scriptură sunt principii și încredințări. Principii nu le negociază Dumnezeu, ci nici un comitet, cât de păcătos ar fi, n-am întâlnit să spună, fratele, hai să discutăm dacă curvia e păcat sau nu. Cât de rău ar fi comitetul acela, băi, curvia e păcat. Dumnezeu nu negociază. Dar în credințările, unul vrea baticul așa, unul așa, la unii se cântă cu instrumente, unul mănâncă carne, altul nu mănâncă, unul ține o zi, altul nu mănâncă. Și Pavel vine și spune, în credințarea care o ai, păstrează pentru tine. Amin? Amin. Și voi trăiți în dragoste. Amin. Amin. Există o răsplătire a faptelor.
Și Ioan a fost vinovat. Vine cuvântul Domnului, vorbește de Șimei, care apără casa unui om lepădat. Era un prinț din casa lui Saul. Dar țarul era lepădat și îl bajocorește, pidat, dar unde praf, îl mur. Țui, om, în sânge, țui, Domnul pedepsește sângele care l-ai vărsat. Știți că noi nu avem voie să vorbim de rău? Eu o să Domnul, nu avem voie. N-avea dreptate, David să dea una, nu spunea bine, Abishai fiul țărui, dă-i una. Și David a spus să mă ferească Dumnezeu să pun mâna pe unsă Domnului. Știți ce spune în Evrei 13:17? Eu acum predic că nu sunt la mine acasă. Ascultați de mai mari voștri și fiți răsupuși ca unii care privighează asupra sufletelor voastre și care au să dea să o coteală, să facă lucrul acesta cu bucurie și nu suspină. Am un prieten care e păstor și proroc. Și un alt prieten de-al meu păstor spune, frate, hai cu mine într-o adunare. Păi se duc în adunare, ăsta păstor din Botoșani, nu a fost niciodată cu adunare lângă Suceava, nu spune unde. Și când se ridică prorocul, spune, fraților, mi-a arătat Domnul că voi nu ascultați de mai mari voștri. Dar unul spune, frate, dar cine e mai mare nostru? Domnul Iisus, atâta, noi toți suntem frați. Se spune, băi, dar uite ce spune Biblia. Tu ai acolo Biblia, am. Ia citești Efeseni 4:11. Și eu am dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păților și învățători. Băi, Dumnezeu i-o dat pe ea. Îi aveți? Ratați. Ascultați Evrei 13:17. Ascultați de mai mari voștri. Noi nu avem mai mari. La care prorocul îi spune, măi, tu ai spus că mă duci ca o adunare de oameni buni. Ce mai ai dus la clubul ăsta de oameni? Asta nu e biserică. Că în biserică sunt mai mari. Amin? Amin. Așa, și m-ați spus, da? În biserică sunt mai mari. Știți ce s-a întâmplat? Cred că la 3 săptămâni adunarea aceea se rupt în două. Îți rupți în două și în ziua de azi, că n-au autoritate, n-au mai mari. Ăia care au plecat să ceartă între ei, ăia care au rămas să ceartă între ei, că ei n-au mai mari. Domnul cel mai mare între noi. Dar Biblia spune că sunt mai mari, la adunare. Vine cuvântul Domnului și spune că și ei l-au batjocorit pe unsă Domnul. După aceea forțat și plin de frică și cere iertare pe mandul lui Iordanul și David de iară. Dar există o răsplătire a faptelor. Și acum mai vine David și spune de Barzilai. Ți-ai grijă. Barzilai a mai luat încă doi prieteni și a făcut o alianță. Era periculos că la Absalom era aclamat de tot poporul. Când David fugea de sculț cu capul descoperit și-o trecut noaptea părâul cherit acolo ea și vă doi mergeau pe lângă dânsă. Barzilai le-a dus pături și lichene și apă și pâini și pesmele și mâncare și era periculos. Oamenii ăștia erau rupți de foame. Nu mâncase de multă vreme. Și Barzilai garantit-o să le-o duci și le-o da mâncare. Dar acum vine David și spune Solomon, băieții lui, să mănânce cu tine la masă. Știți că dacă faci un bine, vei fi primit bine? Știți ce spune Eclesiastul 11? Aruncă pâinea pe ape și după multă vreme te vei întâlni cu ea. În 4:07 și chiar în 8, că nu știi ce vremuri vor veni. Câteodată noi nu aruncăm în fiecare zi câte o felie. Și atunci aruncăm tot grâul din corabie ca padre despre rog. Dăm tot. Nu dăm 1 euro la un sărac din România. Dar dăm 5.000 de euro când e nevastă în spital. Și dăm deodată. Nu trimit 50 de euro la o vădă acolo. Dar trimit 7.000 de euro când o strica mașina și nu mi-asigură asigurarea nu undeva. Că dacă ai înțelepciunea și împarți pâinea în șerpe și în ouă și o arunci câte o felie azi, eu n-am venit după ajutoare. Mulțumesc Domnul că eu sunt mai bogat ca voi. Am ce mă îmbrăca și am ce mânca. Și asta mi este de ajuns. Și chiar sunt mulțumit de lucrul ăsta. Dar unii au nevoie de banii voștri. Unii au nevoie de ajutorul vostru. Și voi o duceți bine, tare bine o duceți. Eu am fost pe multe locuri, am fost acum vreo 10 ani în Portugalia. Și în Portugalia, duminică dimineața, cum la noi, în Burdujeni, cartier,
Mama cu tata, cu cinci copii, cu batic pe cap, tata cu borsetul pleacă în adunare cu metrou. Că din toată adunarea, atunci, erau trei frați cu mașină. Și-a întrebat conducătorul, cine poate veni de seară cu mașină, că vrem să-l ducem pe fratele Dragoș, nu știu unde. Eu nu știam că e vorba de mine. O spun, frate, eu. Și din aia trei, unul a venit cu mașină în adunare. Mai așa am plâns, așa m-a, zic, cum în Portugalia, dar mai bine era în sala, nu le-a spus nimica, ce să le fac inimă rea. De acolo vin în Austria și mă opresc, într-o adunare, într-un oraș din Austria și nu spun unde. Și când se intră în adunare, se certau doi pocăiți de la un loc de parcare, că am pus mă bag eu, că eu am semnalizat și tot intra. Dom'le, niște jeepuri mari amândoi, așa niște mașini luxoase, și eu le spun, eu am soluția. Unul din voi duceți-vă în Portugalia, sunt locul de parcare. Frații mei, din Austria eu n-am primit să vă cer bani și nu-mi dați bani, nu-mi băgați bani în buzunar, că n-am nevoie de bani voștri. Dar sunt unii care au nevoie de bani voștri. Și vine David și spune, Solomon, Barțilai, aia mi-e mie. Când era mie mai greu, când și mie mă blăstăma, a venit Barțilai și mi-a spus, împărat, poate ți-e foame, poate ai nevoie de o felie de bani. Ei să mănânce la masa ta, amin, că există o răsplătire a faptelor. Închei predicatul seara aceasta. Spun că aș mai am multe, încă să vă spun lucruri care vouă v-ar trebui, dar mă opresc aici. Doresc ca Dumnezeu să vă bine cuvinteze. Am vrut să vorbesc de soarta noastră pe pământ, într-o zi plecăm de aici. Mai degrabă sau mai târziu, sau într-o zi se va auzi trâmbița și cine e gata pleacă la Domnul. Să ne ajute Domnul să fie gata. Dar aveți grijă la relația voastră cu Dumnezeu. Întăriți-vă, fiți oameni și păziți poruncile Domnului. Știind că faptele noastre vor avea o dreaptă răsplătire. Amin.